cena. Buonasera. Buonasera. Domnișoara Maria Cerchesi, fica colonelului. Buonasera. 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 Buonasera, domnule profesor. Buonasera. Dați-mi. Buonasera, domnule. Ah, buonasera, domnule Marcinianu. Domnule Maior Șonțu. Mă pare bine. Domnule Cotenin Bordeanu. Buonasera. Domnișoara Ortensia. Buonasera. Adunarea națională, constatând ruperea legăturilor cu Turcia și primind războiul, declară că România, ca stat de sine stătător, are dreptul la o viață proprie a sa. Își pune încrederea în sentimentele de dreptate ale puterilor europene garante și are deplină încredere în guvernul țării, care va lucra și de aici înainte cu patriotismul și bărbăția pe care le reclamă situația. Vă rog, domnilor deputați, să trecem la vot. Poftiți. Remi Arnițică istorie cu Ani Mihai. Cel care a visat cel mai lucid acest moment nu e aici. Nicu Bălcescu. Sau poate că e. Ce se tot căcăiește, bă, Ștodore? Că eu am venit de unde am venit și stau degeaba. Taci, bă. Când îmi dai și mie haine și sabie, că eu... Am primit scrisoare de la taică-tu. Zice că biata măta plânge într-una. Că nu i-ai spus nimic. Eu eram la moară. M-a apucat așa dintr-o dată. N-am mai putut răbda și am venit. Ai venit, ai venit, dar uite că guvernul de la Viena a făcut protest și cere să vă trimitem înapoi. De acum să-și vadă de treaba lui guvernul de la Viena. Că eu le-am pe ale mele. Și noi ce facem, domnule Gheră? Ce vă dictează conștiința de socialiști? Ca socialiști putem spune că suntem împotriva despuierii sau jupuirii omului de către om. Și ca atare suntem împotriva celei de la popor la popor. Vrem ca injusta, neomenoasa și nedemna de secolul în care trăim, dominarea unei națiuni asupra alteia să înceteze. Vrem ca românii să fie liberi și să aibă un stat al lor și să nu mai geamă sub dominațiuni străine. Ați vorbit frumos, domnule Ionescu. Numai dezvoltarea unor națiuni libere este cadrul necesar dezvoltării mișcării noastre socialiste. Și ce o să facem? Cum ce o să facem? O să ne rolăm voluntar, nu? Vin și eu. Acolo cred că e nevoie și de sanitare, nu-i așa, domnule Ghirea? Sunt sigur că da. Veniți și dumneavoastră, domnule profesor. Ca profesor nu pot rămâne mai prejos de studenții mei. Iar ca socialist mai bătrân, nici atât. Domnule sublocotenent, nu vă supărați, eu sunt bacalaureat și aș vrea să mă înrolesc ca voluntar. Credeți că se poate? Stimate domnule, ca bacalaureat puteți face o școală de 6 luni, după care puteți primi carnetul de sublocotenent în rezervă. Credeți? Sunt sigur. Acest vot a hotărât situațiunea. Nu mai e nevoie de niciun comentariu. În stare de rezbel, cu vechile legături rupte, ce suntem? Suntem independenți! Suntem națiune de sine stătătoare! Dar definirea independenței noastre într-un mod absolut trebuie acceptată și de Europa. Aici e problema. Aici se reclamă sângele rece. În ceea ce mă privește, nu mă îngrijorează notele guvernului turc. Mă îngrijorează foarte mult cuvintele rostite la tribuna Parlamentului din Londra, cum că România ar face parte din Imperiul Otoman și deci armata turcească are dreptul de a trece Dunărea.
Așadar, ce facem? Să stăm ca morții? Nu, domnilor, căci morților nimeni și nimic nu le mai poate ajuta. Să dovedim că suntem o națiune vie, că avem conștiința măsurii noastre, că suntem în stare să facem sacrificii ca să ne păstrăm această țară și drepturile ei pentru copiii noștri. Și această misiune, în momentul de față, este încredințată fraților și fiilor noștri care vor muri la hotare. Baterie! Foc! Oprește-vă! Stai, bă! Stai, niță! Oprește-vă! E cu totul nepotrivit ca un rahovani să meargă să-și riște viața pentru un Hohenzollern. Ce părere ai, Aristid? Dinastia de Hohenzollern are un trecut demn de tot respectul. Familia Rahovani are însă viitorul de partea sa. Gestul trebuie îndelung chipzuit. S-ar părea totuși că prezența este necesară, o prezență simbolică, o participare demnă, lipsită de orice pasionalitate riscantă. Ce-i, Gogule? Conașule, l-am prins pe Niță Ion, făcea nuntă mare. Cum, ăsta care mi-e dator vândut nuntă mare? Și tu ce-ai făcut? Am trimis oameni să-l aducă la primărie. La primărie să-l aducă? Dar nu se supere, mă. Poate vrea să-i ofer și cupeul meu să-și ducă mireasa în baiaș de nuntă. Uita-l, dracu. Bine, vin și eu. Să trăiți, conașul. Ordin! Ați cine la mine? Sergenta Vasilice. O să-ți fie răzbel! 870. Cu turcul și tot omul până în Paștii de ani! Armata făcută se prezintă cine? La primărie! 72. Răcău!
cu armata nefăcută, care vrea să prezinte volintiri, s-o facă, că e nevoie. Pricop Tudor. Nici o pricină, de niciun fel, datorii, placă, proceste, sau alte penele, nu sunt piedică pentru Flăcău, care se trece volintir. Ostașul sau volintir, să și ia efecte, adică izmene și cămăși de primenit. Opiți și opiți, căciulă, tutun dacă are năramul și merinde pe trei zile. Nebăndelache, nebăndelache, spune să mă scrie și pe mine. Treceți-mă aici, sunt Nița Ion. Nu mă îngoa. Pui mâna pe mine, branghelosul neamului tău de baldosit. Scrie-mă, Neica, mai scris? O, mânzule, că te-am scris, ce nu vezi? Scrie-l pe Nița Ion. Ce-i mă cu tine, te însori sau ce faci? Taman când făceam nunta, domnul ofițer, au venit răhoții ăștia peste mine, că de ce dau cu banii de pământ și nu plătesc? Dar cu că sunteți aici, mă trec volintir. Ai trecut, Zacheu? Trecut să treci. Bine. Voichițo! Voichițo! Să rămână, boierule, să rămână. Ce-i, mă? Se înscrie volintir, boierule, se înscrie volintir. Nița Ion mi-e dator cu 80 de zile. Minte, domn maior. I-a luat lui bietul tata pământul pe care îl dăduse vodă cu zaslăvitul. Și acum vrea și 80 de zile. L-ai scris? Am scris, domn maior. Îmi pare rău. Domnule maior, vă previn că sunt deputat al Parlamentului și că relațiile mele și ale familiei mele v-ar putea aduce unele neplăceri. Considerați că m-ați avertizat, domnule. Respect hotărârea Parlamentului țării. Mă însor pe urmă, domn maior. Se belim întâi pe tot și pe urmă vom vedea. Neica, Neica, nu mă lăsa, să te iau cu mine, mă, ce-și nebună? Dar nu se poate, să faci ce-te mai ești. O, mă, hai, mă, odată. Auzi, Ioana, ia vină încoa. Ia vină încoa. Ce? Hai, bă, mai repede. Acuși, mă, acuși. Neica! Neica, mă, nu mă lăsa! Stai acolo. Neica, hai, bursuc. Mai ales ne scap de dracu. Ci că e frică acasă. Nu spuse să-i soleți? O legai. O legai, dar scăpă. Bă, să fie de împelițată. Bă, să-ți găsești peleaua cu ea. Neica? A? Tu, mă? Nu mă lăsa. Ce făcuși, mă? Îl tăiași. Ia-mă cu dumneata, mi-e ură singură. Ce-ți fac cu ea, mă, Stane, mă? Spune, mă, ce-ți fac cu ea? Spune-i maiorul. Fie-ți milă, spun, nu mă lăsa. Hai, treci. Treci, n-auzi? Bine, mă, ți-e frică acasă? Și la război, nu? O să vezi. O să vezi. Hai, bădiță, să trezește bunicul și-mi strică toate socotelele. Uite, o veni Sara și matale mățica puninica. Până om ajunge noi, se gătește. Ce se gătește, mă, prostănac? Matale, nu știi? Și tot eu sunt prostănac, auzi? Matale, bădiță, mă scoți din țățâni. Până acum ai tot mumicul vorbe frumoase și acum taș capul bândou, nu? Bine, măcar că știu cine mi-ești. Frate, mi-ești tu să fii al navii la care să mai faci șubotile cu vax. Hai, bă, țungane, mai repede. Gata, băieți. Culița, tu rămâi acasă. De ce să rămân? Ce să fac acasă? Dacă a murit bunicul, să aibă cine să-l îngroape. Să aibă cine să dea de mâncare și să dea pe vitele. Iar cu tu ești stâlpul casei. Ai grijă de mamă. Binecuvântează-mă, măicuță. Să vă întoarceți sănătoși. Și să vă ocolească focul. Și apa și fierul. Și toate relele să vă dea ocol.
ca să veniți întregi la pământ și la vid. Domnule Mehmed Ali, sunteți așteptat. Poftiți. Am întârziat, excelență. Îmi pare rău. Drumurile și condițiile speciale. Dacă ar fi să discutăm despre întârziere adevărată, ea măsoară câteva sute de ani. Vă rog. Ce importanță mai are acum o jumătate de oră? Excelență, sunt autorizat să vă comunic din partea lui Savad Pasha că guvernul majestății sale, sultanul, considerând România un stat modern, emancipat, cu totul demn de a nu mai fi tutelat, este cu totul de acord să-i ofere independența deplină. Intenția aceasta a fost materializată în vreo declarație oficială sau oficioasă, domnule? Excelenței voastre, este desigur cunoscută situația internă a Imperiului, tulburările din Constantinopol, rebeliunea din Montenegro și Bulgaria, pe care, din câte știm, anumite cercuri chiar oficiale ale țării dumneavoastră au încurajat-o și favorizat-o. E o veche meteahnă a celor asupriți de a se ajuta între ei. La toate acestea se adaugă, stimate domnule ministru, grava boală mentală a fostului sultan Abdulaziz. Lupta între tendințele noitoare ale căror reprezentanți vor o Turcie modernă, constituțională și factorii tradiționali și religioși. Dar acum sultanul a acordat tuturor supușilor săi o constituție liberală. Deci această constituție care încearcă să salveze ceea ce nimeni nu mai poate salva, este înscrisul care ar trebui să garanteze independența noastră. Din fericire, domnule, a trecut timpul palavrelor al oriental. Constituția liberală din 1876 de care ați vorbit prevede pentru România statutul de provincie, e drept, privilegiată a Imperiului Otoman. Trebuie să recunoașteți că ea înseamnă totuși un element de progres. O fi însemnând pentru dumneavoastră, domnule, dar pentru România reprezintă o capcană care ne face să surâdem. Ceea ce n-au putut obține în culmea puterii lor militare marii sultan Bayezid il-Derim și Soliman Magnificu, adică să transforme principatele române în pașalâc, așa cum s-a întâmplat la Budapesta în 1524. Sunt pe cale să obțină liberalii dumneavoastră noitori, nu cu sabia, ci printr-o constituție care ne hotărăște soarta și de care noi am aflat din gazete. Această procedură, dacă e să-mi spun un punct de vedere strict personal, a fost într-adevăr o gafă de neiertat. Ca să mă folosesc de expresia dumneavoastră atât de izbutită, nu din vina noastră, relațiile Imperiului Otoman cu noi au fost un lung șir de asemenea gafe de neiertat. Vă întreb, domnule, cine a încălcat vechile capitulații iscălite de Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare? Iscălite silit, pentru că nici atunci Europa n-a înțeles rolul istoric al principatelor aici, la confluența marilor interese. Cine și cu ce drept au cedat Austriei Bucovina în 1775, asasinându-l pe domnul ei legiuit, Grigore Ghica Vodă? A trebuit să ne închinăm în fața armelor. Domnul von Bismarck a formulat în mod genial și lapidar această axiomă politică. Die Macht geht dem Recht vor. Forța primează asupra dreptului. Când lumea se va descotorosi de îndemnurile acestor genii funeste, oamenii vor muri de bătrânețe. Și în fond ce doriți? În acest moment, armata rusă este înfrântă de trupele lui Osman Pasha. Trupele rusești de peste Dunăre vor fi în dificultate. Garnizoanele noastre din Vidin, Smârdan și Rahova le vor tăia calea. Va fi un dezastru pentru ele. Vă rog, continuați. Vă cerem să nu intrați în luptă. Să nu acordați ajutor armatelor rusești. Iar în cazul retragerii acestora, să permiteți trupelor turcești să treacă prin teritoriul dumneavoastră în urmărirea inamicului. Și, eventual, numai dacă va fi cazul. Să atacăm acum, în momentul bătăliei hotărătoare, armata imperială rusă pe la spate. Să o dăm în mâinile lui Osman Pasha, împreună cu majestatea sa, țarul, care se află pe câmpul de onoare. Și pe urmă, să acceptăm Constituția dumneavoastră liberală care ne înalță la rangul nerâvnit de provincie otomană. Capacitatea intuiției dumneavoastră politice este extraordinară. Infructuoasa noastră conversație a luat sfârșit.
Dacă doriți să reveniți la statutul de neutralitate și să le lăsați doar pe noi să urmărim inamicul pe teritoriul dumneavoastră, înălțimea sa, sultanul ar considera această ipoteză ca suficientă. Aș vrea să vă spun un secret. Dacă astăzi, 19 iulie 1877, vreun om politic român ar accepta, prin absurd, propunerile dumneavoastră, situația nu ar putea fi schimbată cu nimic. Nu înțeleg. E normal. Războiul acesta e al întregii nații române. El a pornit. Era dreptul ei să-l pornească și datoria noastră să urmăm. Acum înțelegeți? Iar dacă aveți nevoie de un loc care să joace rolul de câmp de onoare pentru armatele dumneavoastră, bine voi și alegeți-l oriunde, dar nu în câmpiile noastre. Stai acolo, Oran, stai. Nu știu. O fi vrând el ceva. Poate strigă pe masă. Păi e sete, săracu. Nu vezi că vrea apă? Mă duc eu să-i dau. Haide, bea. Bea. Paul, tu stai comandă. Cum te cheamă, ostaș? Period. Ciucă Grigore, regimentul 5, batalionul 2, compania 3. De ce răspunzi în locul lui? O să te frați, domn căptean străiți. Și Grigore cam plec, se pierde cu fie. Hai. Treceți în front. Am înțeles, treceți. Acum, dacă tot îți de fundul meu, nu te mai zmiori că e atâta. Ce, ți-e frică, ai? Da, vreau să mă duc acasă, n-ai că eu am. Vrei să te dea dezertor? Tu ce crezi, mă, că armata-i țărc. Erai tu să fii de nebun. Ordonat, domnule colonel. Nimic nou? Nu, domnule colonel. Bine. Ce aveți, bă, ține bunit? Potoliți-vă odată! Ce se întâmplă aici? Am întrebat ce se petrece. Raportează. Domnule general, s-au încăierat. Asta am văzut. Domnule general, sunt sergentul Constantin Surcanu din regimentul 13 de Robanți Dieș. Ne bajocurești și nu mai putem răbda. Ne strângă curcani.
Curcan în sus, curcan în jos. Râde lumea de noi pe unde trecem. Schimbați porecla în renume. Sublocotenent Spiroiu. Ordonat. Ai 3 zile de arest sever. Am înțeles, domnule general. Voi de unde sunteți? Sunt trăiți, domnul general. Sunt sergentul Ciucă Ioan, regimentul 2, infanterie de linie Gorj. Raportez că de-abia venirăm. Și vreau să și noi să râdem o țără. Dar moldovenii ăștia nu știu de glumă. Domnule colonel, vei forma un detașament amestecat din dorobanții de Iași și infanteriștii de Gorj. Vor rămâne împreună până la sfârșitul războiului. Am înțeles. Se va numi detașamentul special de pe lângă divizia 3-a. La revedere, băieți! Să trăiți! Cum te cheamă pe tine, mă? Ștefan Ionescu, domn sergent. Dar de unde știi tu meseria asta ca un armurier? De la Viena, domn sergent. Patronul m-a trimis la Viena, la atelierele lui Mannlicher. Te pomenești că știi și nemțești. Știu, domn sergent. Ia spune tu câteva vorbe. Es ist schön zu sterben für Freiheit und Frieden. Bravo, mă. Am să te propun să te avanseze, că văd că ești dezghețat. Am senzația că dincolo mișcă ceva. Ai dreptate, parcă se aude un scârții de roți. Nu știu dacă n-ar trebui să deschidem focul. Da, ar trebui să tragem câteva salve, dar știi că în privința asta măria sa e inflexibil. Nu se trage decât ca ripostă. Crezi că turcii își părăsesc vidinul ca să se ducă la Plevna? Bogdane! Fă o rugare, domnului comandant al bateriei, să binevoiască să o steni până aici. Am înțeles. Ce se întâmplă la Plevna? De această bătălie atârnă soarta noastră și noi stăm și ne limităm în a riposta tunelor turcești. Dragă Walter, dacă rușii vor fi bătuți și Osman Pașa își va exploata succesul, atunci nu va mai sta. Dar dacă Osman Pașa va fi zdrobit, care va fi rostul nostru? Să luăm în primire cetățile de pe malul Dunării în chip de jandarmi? Ori să păzim prizonierii turci, așa cum am auzit că ar fi cerut-o marele duce Nicolae? Da, a cerut. Dar știi care a fost răspunsul nostru? Armia română nu va păzi decât prizonierii pe care i-a luat ea și orașele cucerite prin luptă. Dar, de fapt, politica nu-i treaba noastră. Noi executăm ordine. Mon cher, de ce nu mă las să dorm când afară e liniște și pace? Mon cher, tocmai pentru că nu-i liniște. Am certitudinea că turcii dislocă unități din Vidin. Ascultă. În 10 minute deschidem focul. Clar? Am înțeles. Baterie, foc! Stai, dă parola! Mircea cel bătrân. Posada! Baterie, foc! Coriolanus! Vezi ce-i cu el. Ce-ai pățit? Voluntar? Întocmai, Maria ta! Cum te cheamă? Coriolanus Brad! Coriolanus? Întocmai, Maria ta! Pe noi așa ne botează, că altfel ne schimbă numele. Din Ion ne face Ianoș, din Petru ne face Peter. Așa că pe noi ne botează Traian și Romulus și Remus. Maria, ta, raportez. Am crezut necesar să deschidem focul, deoarece turcii din Vidin... Bine. Și la cartierul general am primit informația că turcii părăsesc Vidinul spre Lompalanca. Permiteți, Maria, ta. Spune. Raportez. La cartierul general de la Poiana s-a primit personal pentru dumneavoastră o telegramă cifrată de la marele duce Nicolae. Sunteți chemat de urgență. Da, caii noștri. Am înțeles. Bine, băieți! Să trăiești, Maria ta! Trepți!
Telegrama a sosit acum 40 de minute, Maria ta. Cred, domnilor, că acesta este semnalul pe care l-am așteptat. Târnovo, 19 juillet 1877, 7h35 du soir. Urgent pour le prince Charles de Roumanie, à l'endroit où se trouve le quartier général roumain. Les Turcs ayant massé les plus grandes masses à Plevna Nuzobim, prix de fer, fusion, démonstration et si possible passage du Danube que tu désires faire. Entre les Jiu et les Corabia, cette démonstration est indispensable pour faciliter mes mouvements. Nicolas. Situația militară trebuie să fie deosebit de grea pentru Marele Duce dacă a recurs la această telegramă. Sunt de părere că trebuie să dăm tot ajutorul necesar, oricând și cât vor vrea dânșii. Altfel, turcii vor arunca peste Dunăre și România poate deveni teatrul războiului. Dacă Maria ta hotărăște, putem da ordin imediat ca restul diviziei a patra să întărească garnizoana română de la Nicopole, iar divizia a treia infanterie să treacă Jiu și să ocupe poziția diviziei a patra. De asemenea, trebuie începută de îndată construcția podului de vase peste Dunăre. Să fie deschis focul pe toată linia Dunării, în special la Vidin. Domnul Brătianu, domnul colonel Slănicianu vor merge la Marele Comandament General al Armatei Ruse, la Gorni-Studen, și vor trata condițiile trecerii armatei române peste Dunăre. Vreau să menționez cu hotărâre prietenilor și aliaților noștri că armata română va intra în luptă, dar numai sub comanda supremă a comandantului ei. Domnilor, noapte bună! Sunt atât de fericit că sunteți în sfârșit alături de mine. Cred că toate greutățile au fost înlăturate. Sire, aș fi venit imediat după primirea telegramei, dar a trebuit să pregătesc personal trecerea Dunării. Foarte bine. Foarte bine. Iată în sfârșit realizată această colaborare pe care cu toții am dorit-o atât de fierbinte. Colaborare împiedicată temporar de stupide șicane politice. Mon cousin, sunt fericit că ne aflăm împreună. Rapoartele pe care le-am primit mă informează că o armată admirabilă care arde de nerăbdare să se bată. Ne mai rămâne să lămurim un amănunt. Ești hotărât în continuare să-ți asumi responsabilitatea de a comanda personal armata română? Mi se pare în afara oricărei discuții. Da, da. Dar această hotărâre la care mă așteptam de altfel creează anumite dificultăți. Tu, prinț domnitor, nu poți fi pus sub comanda unui general rus. Evident. Dar mai mulți generali ruși pot fi puși sub comanda domnitorului României. Lucrurile au fost hotărâte, Nicola. Prințul României va prelua conducerea trupelor din fața Plevnei. Armată care se va numi Armata de Vest. Când crezi că poți intra în luptă? Mâine trupele mele vor trece Dunărea. În două zile vom fi la Plevna. Trage șapca pe ochi, gornist. Divizie, pentru onor prezentați, arm! Maria ta, trupele române sunt gata pentru trecerea Dunării. Ce mai ministru? Am amici. Treci în spate. Ce-i cu tine, băiete? Stai, stai puțin jos, să-ți dau un pic de apă. Hai, ia și bea, să-ți facă bine.
Sănătate, copii! Oșteni, a trecut anul de când lupta de peste Dunăre pune în primejdie hotarele noastre. Pentru a se apăra, țara a făcut apel la voi. La glasul ei v-ați părăsit căminele cu avântul oamenilor care au conștiința că de devotamentul lor atârnă ființa statului român. Oștenul român, voi știți cât de mult a suferit patria noastră pe timp de peste 20 ani în care vi se răpiseră mijloace obosit de a mai apăra bărbătește pe câmpul de bătaie dreptului. Astăzi aveți ocazia. Am avut un moment de slăbire. Slăbire? Europa întreagă stă cu ochii țintă spre voi. Cine citește? Generalul Cernat. Înainte, dar... Ce-o fi cu Niță? Taci-mă din gură. Eu l-omor pe ăsta. Stai-mă, liniște-mă. Armata română, deși mică, se va distinge sunt sigur... Ce slăbire, mă? Care te întorci porție dublă. Ea va reda astfel României rangul ce a avut altădată. Faceți dar să fâlfăie din nou cu glorie drapelul românesc. Cum îți permiți în asemenea momente să lovești un ostaș român? Domnule Major, soldatul s-a ghemuit bazându-se că nu-l vede nimeni. Altădată să vă feriți de mine, domnule capitan. Înainte, dar, oșteni români, înainte cu bărbăție și în curând vă veți întoarce în familiile voastre, în țara voastră liberă, prin voi înșivă, acoperiți de aplauzele întregii națiuni. Divizie, înainte, mărș! Grijă că vine el, chiar dacă nu-l vezi tu acum. Dar tu, femeie, ce știi tu? Ei, dacă ce știi. Nu rămâi tu, fată bătrână, că n-or da turcii chiar acum. Thank you.
Hai, 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 hai. Sunt locotenentul Florin Dima, brigada 1-a, divizia de rezervă. Domnule Maior, ați ajuns pe poziții. Este ora 2:30. Ordin să vă săpați tranșee pe acest deal și să trimiteți patrule în recunoaștere până veți da de liniile turcești. Sunt departe, domnule locotenent? Nu știu. E clar, nu? Domnul locotenent Bordeanu, vezi că în dreapta noastră ar trebui să fie batalionul 1 Dorobanți. Verifică. Sergent, ordonați? Ia trei ostași maiesteți cu tine și mergeți în cercetare până dați de turci. Nu trageți. Totul în perfectă liniște. Am înțeles. Ceilalți trec la separarea tranșeilor. Executarea. Peneș. La picior! Tu ăla. Ne lăsăm tot echipamentul și nu luăm decât baionetele. Da? Hai. Hai pe aici. Haideți. Hai. Culcat. Parcă se aude ceva. Hai! Neica Ioane, mi-e frică. Ține-te după mine. Măi, Corcane, oare ce limbă ori vorbi ăștia, că eu nu știu decât oltenește. Rusăștii nu-i. Ți-am spus să rămâi sus. Gura. Hai. Se pricepe neamțul al dracului. Să nu te audă, domn sergent, că se face foc. Ce mă, dacă e neamț, e neamț. Ce dacă zice că mă stai româncă? Tot nemțește îl cheamă. Hartă-l, ăsta-i nume de român. Baterie! Foc! Sergent Zacheu, la mine!
La turnul 4 ridici două degete, un deget la dreapta. Executarea. În regulă. Sergent! Ce ai spus? Am înțeles, să trăiți, domnule locotenent. Executare. Gata, sergent! Ce te trece, mă? Ei, mă trece, Doamne iartă-mă. Căută-și tu un tufiș. Apoi, vă poftesc să nu vă uitați. Că eu afară nu ies. Ce femeie, domnule. Blondă ca un înger. Îl cunoști bine pe Macri? De mult, e unul din cei mai buni. Cei din 13 au atacat Redanul. Ce-ar fi făcut liile alea la parapet? Sunt mine. Ah, mine. Bă, și de-a foc pe capul 13. De ce nu ești domn penul și domn sergent? Treci la locul tău ăsta și așteaptă ordine. Ce ordine, domnule? Să-i lăsăm pituri și să-i prăpădească pe ei noștri? De unde să ia din 13? Din Iași. Vai de capul lor. O fi greu, negă, Ion. Greu, negreu, asta e. Nu suntem nici primii, nici ultimii care murim pentru țară. Asta așa e. Dar de ce să murim, domnul locotenent? Să trăim și să ne bucurăm, că de-aia luptăm. Din această cupă de șampanie, primei victorii repurtate de tânăra armată română pe frontul Plevnei. Beau în sănătatea armatei române, a bravurii și conduitei sale. În sănătatea comandantului ei suprem. Excelență, ieri am putut vedea cu proprii mei ochi unul din cele mai formidabile atacuri date de general. Domnilor, deși au existat unele rețineri, totuși Consiliul de Război a hotărât ca mâine, de ziua Sfântului Alexandru, ziua țarului, să dăm atacul decisiv asupra Plevnei. Cinstea revine armate de vest, conduse de principele României. Mâine nu va fi o zi ușoară. Atacul va porni simultan la ora 3, din următoarele direcții. De la sud, un detașament condus de prințul general Imeretinski. De la sud-est, forțele principale ruse conduse de generalul Krytner. Și de la nord, armata română condusă de generalul Cernat. Trupele pot trece încă de astăzi, în ocuparea pozițiilor ordonate. Veți primi ordine de luptă detaliate. Așa cum a spus Marele Duce. Mâine, 30 august, 38.000 de ostași și ofițeri români, împreună cu 52.000 de ostași ofițeri ruși, sub comanda dumneavoastră, vor porni la atacul decisiv asupra Plevnei. Îți urez succes. Hai, băieți, grăbiți-vă. Domnul Cotine, noi am venit să luptăm, nu să faci în groc. Da, sergent, și fii mulțumit că nu ești în locul lor.
Haide și faci. Bă! Eu nu știu ce-ți gândi voi, dar eu n-aș vrea să fiu îngropat să mă mănânce viermi în pământ străin. Taci, breneică, Ioan. Tac, tac, tac. Auzi, dar să-mi jurați că dacă o fi să fie, nu o să mă băgați în pământ. Să-mi dați foc. Sau să puneți pulbere sub mine, să mă spulbere, dacă nu m-ați putea duce acasă. Ce l-o apuca, mă, pe asta? Bă, jurați sau nu jurați? Jurăm. Jurăm, neică eu. Să nu te zmiori că e. Dacă îți dau la băuți. Domnilor ofițeri, sunteți liberi. Rămân comandanții de divizii. Nu vreau să-mi ascund față de voi îngrijorarea. În primul rând, mă miră faptul că prințul Carol a cedat pretențiilor ridicate de Marele Duce ca lupta să înceapă mâine 30 august. Vom avea pierderi mari. Și cu toate că nu am dreptul, mă îndoiesc că Plevna va cădea. Este absurd ca pentru sărbătorirea unui monarh să sacrifici mii de soldați. Vom face totul ca să obținem victoria. Vă cer să respectați în detaliu instrucțiunile Marelui Comandament. Și să fiți tot timpul cât mai aproape de soldați. Noapte bună, domnilor. Mihai! Mâine e prima mare bătălie pe care o dăm. De noi depinde viața peste 40.000 de oameni. De noi depinde independența țării, viitorul a milioane de români. Aș prefera ca mâine să intru în luptă ca simplu soldat. Crezi că mi-e frică? Sau că fug de răspundere. Ascultă, Alexandre, de ce nu te-ai opus acestui atac dacă gândești așa cum gândești? Pentru că sunt militar și trebuie să execut ordinele superiorilor mei. Pentru că... Continua. Pentru că armata asta noi am făurit-o. Iar eu o simt ca pe copilul meu iubit. Din păcate, nu a primit încă botezul focului și este normal. Să doresc, să vreau, să-i asigur acest botez în condițiile cele mai favorabile. Vino cu mine în tabără. E o noapte lungă. Tocmai treceam pe aici și v-am adus să-i scăliți ordinul de luptă pentru ziua de mâine. Dar văd că prințul Carol nu l-a semnat. Prințul m-a rugat ca să-l conving pe Marele Duce că atacul de mâine să fie amânat. Și ați reușit să-l convingeți? Vă rog să mă credeți că am făcut tot ce este omenește posibil ca să-l conving. N-am reușit.
Vă rog să semnați și dumneavoastră. Dragul meu, niciodată nu mă voi putea revanșa pentru minunata seară pe care am petrecut-o la conacul tău. Cuvintele dumitale fac o deosebită plăcere. Din păcate, trebuie să plec. Să pleci? De ce să pleci? Mâine dimineață trebuie să fac recunoașterea terenului. Uite, aici am dus lupta acum 10 zile. Fiecare pietricică, fiecare potecuță, fiecare șanț, toate sunt trecute aici. Ce să fac, Cernat e zelos? Ah, Cernat. Șampanie! E ora 2. De ieri dimineață tunurile nu mai contenesc. N-am dormit de 24 de ore. Se aude că mâine vom ataca Grivița. Maria, domnul colonel. Mulțumesc. Ai nevoie de ceva? Nu, n-am nevoie de nimic. Mâine o să fie un atac greu. La ce regiment ai fost repartizată? 13 de Robalt, tată. Să ai grijă de tine. Atacul de mâine este iminent. 30 august este ziua țarului. Comandanții armatei ruse au nevoie de o victorie pe care să o închine suveranului lor. Și noi am fi făcut la fel. Rușii au surprins la Sevastopol pe aliați cu fortificațiile făcute de generalul Todleven. Eu îi voi surprinde pe ruși cu fortificațiile făcute de voi. A stat artileria. Ce fi asta? Se roagă turcii. De unde știi tu, mă? Sunt dobrogean, domn sergent, îi știu bine. Băi, gornist! Sună, băi, deșteptarea! Să auză și turcii muzica noastră! Scoală, Nițu, scoală! Rugați-vă, bă! Că Mahomed are grijă de voi! Dar azi eu sunt Mahomedul vostru, grijania mamei de viață! Baterie! Foc! Mesaj de trăit. Sergent Zacheu, la mine. Să trăiți, domnule locotenent. La ordinele noastre. La ora 3 vom însoți în atac regimentul 13 de Robanți. Tocmai 13? Nu putea fi 11 sau 14, domnule locotenent. Am înțeles, să trăiți. Aduceți cai! Aduceți caii, mă, ce stați acolo? Gata, caporale. Foc! Thank you.
surpriză! Ce vești ne aduceți de la Divizia 4-a dumneavoastră? Am fost chemat la Comandamentul Armatei de Operațiuni și v-am văzut. Am auzit că voi începeți atacul. Nu, eu sunt linia a doua. Cel care are cinstea să fie primul e domnul Maior Șonță. Grozea! Grozea! Tocmai comentam faptul că atacul va începe abia la ora 3 după amiază. Sincer să fiu, consider curată nebunie. Cum o să exploatăm avantajul în cursul nopții dacă reușim? Și ce ne facem dacă nu reușim? Dragilor, predispoziția voastră spre critică probează originea noastră latină. Dar devine periculoasă când purtăm uniformă. Ca ofițer de stat major ar trebui să... Ca ofițer de stat major sunt obligat să fac totul ca atacul să reușească, indiferent de ora la care a fost ordonat. Ai emoții? Hai să râzi. Mă simt atât de liniștit. Am senzația că nimic nu se poate întâmpla. Totuși... pentru soția mea. Ai făcut personal la recunoașterea terenului? Da, domnule general. Deci constatările dumitale corespund cu această hartă. De la linia de atac până la reduta Grivița, teren în pantă, distanța 900 de metri. Întocmai, domnule general. Bine, vă mulțumesc. Să mergem, domnilor. Să mai brești ca voi, mă! Ridică-ți seama cu două degete! Gata! Baterie! Foc! Domnilor, e timpul să mergem. Înălțimea voastră. Ce? Generalul Scobele va începe bătălia. De ce? Vă rog să ne permiteți să ne retragem. Ce indisciplină. Veșnicul Scobelev. Ce e Tahir Pașa? Ultimele informații aduse de cercetașii noștri. De la orele 5 de dimineață, din oră în oră, se fac mișcări de trupe. Pozițional, Divizia 4-a română și corpul nou al generalului Krudner vor ataca probabil reduta Grivița 1. Divizia 3-a română ocupă un front de 90 de grade în fața redutei Grivița 2. O altă divizie română, aflată între cele două divizii, la 2 km în spate, pare a fi cea mai numeroasă. O brigadă de cavalerie ruso-română a fost văzută la orele 8 între malul Vidului și Opanez. La sud, corpul rusesc, Imeretischi, Scobelev, pare de asemenea foarte numeros. Cât e ceasul? 12 și un sfert, înălțimea ta. Redutele Grivița și Opanez sunt cele mai importante în drumul ce duce la Plevna. Trimiteți întăriri, muniție suficientă și ordonați ofițerilor și trupei să nu se retragă sub niciun motiv. Băieți, să fiți viteji și să înaintați bărbătește. Nouă ni s-a încredințat cinstea de a deschide lupta. Să fim vrednici de aceasta. Să arătăm că suntem români și că nu ne temem de vrăjmași. Noi formăm linia a doua, în spatele drobanților domnului Maior Șonțu.
Nu trageți, nu vă opriți până ce nu ajunge sub parapetul redutei. Este interzis a se ocupa de răniți. Pentru aceasta sunt echipe de sanitari venite din urmă. Odată ajungi la redută, fixați cărele de parapetul ei. Urcați în cea mai mare viteză. Unul după altul. Sus deschideți focul și începeți atacul la baionetă. Acum veți primi masa de prânz și pâine cu prânză pentru două zile. Alimentele și munițiile le țineți în sacul de merinde de care nu vă despărțiți. Pe loc, repaus! Vă luați ranițe cu voi. Odată ajuns și redută, le scoateți și intrați în poziție de tragere la parapet. Turcii pot contraataca în orice moment. Nu uitați să vă luați apă cu voi fiecare. Nu mânca prea mult, mă, băiete. Ține seama că brânza și pâinea sunt pentru două zile. Unde sunt specialii? Aici! Aici. Ordonat. La 3 și 25, gorniștii să sune atacul. Suntem în linia a treia, deci trebuie să cucerim la baionetă reduta. Aveți întrebări? Nu, domnule colonel. Interziceți oamenilor să se ocupe de soldații răniți. Ordin să nu vă opriți până la redută. Să trăiți. Drept! Sergent, e clar? Clar, domnule colonel. Pe loc, repaus! Pe loc, repaus! Tare era ghin dacă vedeam alea că locul mai înainte. Așa, noi îl becăim ștur și trag în noi. Zice că reduta-i sus pe deal. Deci tot înainte spre ea. Tu de ce nu mănânci? Mi-a zis mie un ofițer că nu e bine să mănânci înainte de luptă. Măi, știu că tu nu ești prost deloc. Bunicul mi-a zis la fel când eram mic. Și că să n-ai mațile pline, că dacă intră vreo sabie sau vreun plumb în tine, prost. Oricum e prost dacă intră. Ce faci, mă, mâncași tot? Îmi fusă foame. Vrei ștea licanițel? Atenție! Ce s-a întâmplat? Cine a început lupta? Am fost informați că generalul Scobelev a început atacul împotriva fortului Crisina. Generalii ruși Krydner și Krylov au respins un atac în zona Lovcea și Radiscevo. Cât este ceasul? 13 și 10, domnule general. Telegrafiați la comandamentul armatei de vest și cereți relații. Prințul va fi furios. Atacul era hotărât pentru ora 3. Scobelev este unul dintre cei mai curajoși generali pe care i-am cunoscut vreodată. Dar nerespectarea unor date tactice poate duce la răsturnarea luptei. El deține, de fapt, atacul principal de azi, având sub comandă peste 12.000 de ostași. Împreună cu Imeritinski, trebuie să cuprindă toate eforturile care taie drumul ce duce spre Orhania și să facă joncțiunea cu aripa dreaptă formată din corpul de cavalerie ruso-român. O telegramă, domnule general. Scobelev cere ajutor. Soldații săi sunt sub zidurile redutei. Noi suntem prea departe. Nu putem face nimic. Domnilor, întoarceți-vă la locurile dumneavoastră. Și vă cer să respectați cu strictețe ordinul de atac pe care l-ați primit. Ce-i? Domnitorul Carol ordonă generalului Krylov să trimită două batalioane în ajutorul lui Scobelev. Luminația ta! Generalul Scobelev a primit ajutoare și atacă din nou reduta Crisina. Cât e ceasul? 2:45. Nu înțeleg de ce Scobelev atacă în aripa stângă de unul singur. De ce nu se atacă pe întreg frontul? Asta înseamnă că atacul principal este în altă parte. Rămâne o singură soluție. Atacul principal va fi în centru, pe direcția satului Grivița, unde sunt diviziile românești și corpul nou rus. Trimiteți întăriri la forturile Grivița 1 și Grivița 2. Între cele două forturi să fie format un corp de armată capabil de contraatac. Se spune că generalul Scobelev nu se împacă cu generalul Imeretinski, comandantul său în acest moment. De astfel de situații nu ducem nici noi lipsă, din păcate. Putem disloca trupe din aripa de sud înălțimea ta? În mod normal, după pregătirea intensă de artilerie, trebuia pornit atacul pe toată linia frontului. Dimineața la ora 8 sau 9. Atacul pornit ar fi trebuit să aleagă o direcție principală. Eu aș fi încercat prin aceasta să rup Plevna de Sofia. Se pare că inamicii noștri au un alt plan.
Bă, gornist. Da, domnul locotenent. Tu par băiat deștept, da? De ce nu răspunzi? Sunt băiat deștept, domnul locotenent. Așa vezi. Uite ce vreau să... Tu știi de ce port eu ochelari? Pentru că nu stau chiar foarte bine cu văzul. Da? Noi o să pornim la atac. Eu în față, tu în urma mea. Înțelegi? Și tu sufli câte simplă mâinii atacul. E clar? E clar, domn sublocotenent. Așa. Tu ești în urmă și te uiți în față la turci. Dacă vezi pe vreunul că se îndreaptă spre noi sau vrea să tragă în noi, atunci strigi la stânga sau la dreapta sau în față. Mă rog, unde o fi? Uite, dacă este unul acolo, cum spui? La stânga, domn sublocotenent. Hai, fără domn sublocotenent, că ne fac ăștia ciuri pe amândoi. Scurt, stânga, dreapta, față. E clar? Clar. Așa. Mă, băieți, ia vină încoa. Tu rămâi aici cu calul. Da, domnule major. Execută ordinul. La atac! Înainte! Transmiteți marelui cartier general. 30 august 1877, ora 3. Prima brigadă a diviziei a treia a pornit la atac împotriva redutei Grivița. Harta a fost greșită. Există o singură soluție. Atacăm! Cornist, sună atacul! Înainte! Înainte! Ready to go!
Artileria să lungească tirul. Domnule colonel, din partea domnului Maior Șonț raportez. O vâlcea înainte redutei a surprins batalionul. Am pierdut jumătate din efectiv. Continuăm atacul. Cei cu flancul drept? Cei cu colonel Gramon? De ce întârzie? Imediat la atac! Cât e ceasul? 3:20. Parcă ar fi trecut un an. Atenție! Stai! Parcă se aud împușcături în stânga. Ce facem? Rămânem aici. Retrageți-vă în ordine! Înapoi, în ordine! Înapoi! Ăștia sunt gorniștii noștri. Mai băiete, ia bine un pace. Te duci înainte până dai de locul luptei. Te întorci și raportezi. Am înțeles. Să trăiți. Încat! Just! Domnule Maior, suntem descoperiți din stânga. Ce faci? Nu se poate, maneagule, nu se poate! Atacul a fost simultan! Doar dacă n-am luat-o noi înainte. Înainte, băieți! Înainte! Eu să-i caut, domnule capitan. Unde și vezi! Sună-mă, băiete, atacul! Se crede băgânii că vin și alții! Ochelarii! Dă-mi ochelarii! Aruncă-te cu pistolul ăsta, că nu mai ai cartușe. Șterge-te la ochi. Domnule capitan, am rămas singuri. Ne măcelesc turci. Domnule colonel, raportez. Aripa dreaptă este descoperită. Unitățile rusești n-au pornit la atac. Opriți trupa și anunțați divizia. Domnul colonel Gramont anunță că întreaga brigada a doua a fost oprită într-o vâlcea de un baraj de tir inamic care nu poate fi trecut. S-a pierdut legătura cu brigada întâia. Aripa dreaptă e descoperită. Ce dracu fac Șonțu și Mărăcineanu? De ce nu iau legătura cu noi? Ce mai știi de Măldărescu? S-a oprit înainte de Vâlcea. Așteaptă hotărârea dumneavoastră. Ia legătura urgent cu domnul general Rodinov. Dacă n-aripa stângă, brigada întâia nu a reușit atacul, atunci să pornească și Gramont. Măldărescu se descurcă. Domnule colonel, brigada întâia, divizia 5-a rusă, răspunde că unitățile sale nu au plecat la atac, întrucât ora începerii asaltului nu a fost confirmată de comandantul brigăzii, domnul general Rodinov. Cât e ceasul? 3:30. Acoperiți! Înainte! Porniți cu scările! Nu mai avem cartușe, domnule capitan. Cred că brigada a doua trebuie să ne ajungă.
Măi, băiete, ce-i în față? E jale, domn colonel. Mare prăpăt. Ajută-l. Măi, băieți, care vreți să mergeți cercetași? Eu. 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 Voi trei, veniți la mine. Dă-mi drapelul. Sună retragerea, domnule colonel. Corniști, sunați retragerea. Ceasul. 3 și 40 de minute, domnule colonel. În 40 de minute am pierdut lupta. Înălțimea ta. Reduta Crivița 2 comunică. Trupele inamice respinse. Contraatacăm la baionetă. Reduta Crivița 1 a respins atacul inamic. Nu avem pierderi grave. Reduta Crisina. Rușii atacă pentru a patra oară. Avem pierderi însemnate. Trimiteți întăriri. Lupta merge în favoarea noastră. Trimiteți două batalioane la Crisina împotriva lui Scobelev și puneți în stare de alarmă trupele din Vidin. Dacă cele două forturi de la Grivița vor rezista, atunci, în cursul nopții, vom contraataca. Iar mâine îi vom arunca pe inamicii noștri peste Dunăre. E ora 4 și 30 de minute. Al doilea atac respins. Avem peste 1500 de oameni scoși din luptă. Și de la divizia a treia veștile sunt foarte proaste. Domnule general, suntem informați că cele trei batalioane rusești deslate astăzi atacului ne stau la dispoziție. Dacă vom adăuga și batalionul 1 al regimentului 16 de robanți, avem toate șansele să cucerim reduta. În flancul stâng rușii au pierderi cel puțin la fel de mari ca și noi. Am vorbit personal cu prințul Battenberg. Și totuși Grivița trebuie cucerită. Major, ia uitați-vă în direcția asta, contraatacă turcii. O stați și încărcați armele și trageți în direcția mărăcinilor. Cucați! Domnul Slobodanov, ia uitați-vă, am ajuns în altă parte. Morții ăștia nu sunt din divizia noastră. Noi n-am avut vânători din batalionul 2 în atac. Da, n-am avut. Fața trebuie să fie ai noștri. Hai, băieți, un ultim salt. Hai! Nu trageți! Nu trageți! Sunt de-ai noștri! Domnule locotenent, ăștia speciali. Da, ei sunt. Îi recunosc după chipie. Mai repede, băieți! Ia te uită! De unde ați apărut și voi, mă, specialilor? De la nuntă, nu se vede! La mireasa unde-i?
cine sunteți dumneavoastră? Detașamentul special. Am atacat împreună cu regimentul 10 Dorobanți, divizia 3. Și de ce v-ați retras? Am fost nimiciți, domnule Maior. Și până unde ați ajuns? Sub zidul redutei. Îi cunosc eu, domnule Maior. Sunt băieți din brigada 1-a, cele de-a 3-a divizii. Domnule locotenent, știi ceva de căpitanul Walter Maricineanu? A căzut chiar sub zidul redutei, domnule Maior. Și Șonțu? Și Maiorul Șonțu, cu toți ofițerii batalionului 1 din regimentul 10 Dorobanți și batalionul 1 din regimentul 8 linie. Nu mai voi ați scăpat? Sergent! Ordonați! De ce nu respectați ordinul dat ca răniții să rămână în grija brancardierilor și a corpului sanitar? Turcii au contraatacat la baionetă, domnule Maior. Nu puteam să lăsăm în mâinile păgânilor. Eu am dat ordin să-i luăm, domnule Maior. E 5 fără 10. La ora 5 dai ordin gornistului să sune regruparea. Până atunci îți refaci unitatea. Am înțeles, domnule Maior. Cum iar pornești? Taci din gură. Bă, ce-al dracu e ăsta, mă? Da, Peneș, unde e? Eram la redute, Năstane. Și-a plecat după ajutoare. S-o fi rătăcit pe undeva și el. Lea Dumnezeu. Astea albe sunt ținte prea bune. Schimbăm echipiul. Așa. Cine a întocmit hărțile și s-a ocupat de recunoașterea terenului din partea armatei române? Capitanul Racovani, Măriat. Să fie trimis în linia întâia. Ce pierdere avem? Deocamdată cifrele nu sunt exacte. Circa 50 de ofițeri și peste 2000 de ostași din divizia 4. Nu am niciun raport de la divizia 3. O comunicare de la Marele Comandament. Generalul Scobelev a cucerit a doua redută de la Crisina. E prima veste bună pe ziua de astăzi. Transmiteți felicitări, generalul Scobelev, și să rămână pe pozițiile cucerite cu orice preț. Măria voastră, nu vă expuneți din clipă în clipă, Osman Pașa poate trece la contraatac. Vom rezista. Există un singur mijloc pentru a-l împiedica pe Osman să contraatace, să atacăm noi și să cucerim această redută. Crezi că se poate? Nu știu, Marieta. I-am trimis de 3 ori în acest atac nebunesc. Când ar fi fost atât de simplu să... Vom vorbi la condițional la vârsta amintirilor, domnule general. Las la aprecierea dumitale felul în care vei convinge pe ostaș să pornească din nou. Cred că la ora 6 putem reîncepe atacul. Să nu ne apuce noaptea. Ordonați generalului Kreutner reînceperea atacului peste 10 minute. Ce regimente vor ataca astăzi? Restul regimentelor 10, 13 și 14 dorobanți, 5 și 8 linie și 2 vânători. Ordonați ca în seara aceasta să fie servită supă caldă sus pe redută. Vă urez succes! Atenție! Bă, băieți, aici mișcă cineva. Fraților, credem că sunt în iad. Sunt din Zăși Dorobanți, divizia 3. Unde sunt ai mei? Ia-o încolo. Dorobanți! Hei, Dorobanți! Hai, băieți! E Peneș! Ce faci, bă, frățioare? Trăiești?
De unde fusași? La plimbare și eu. Ăștia sunt 13 de robanți? Da, ei. Iar lângă ghinion ești ăștia. Haide! Vom ataca din nou, de data asta, până în mijlocul redutei. Am pus pariu cu domnul major Candianu Popescu că vom fi înaintea vânătorilor, în interiorul redutei. De data asta, reduta va cădea sigur și vă promit că veți intra primii în ea. La atac să mergeți mereu înainte, să vă țineți după mine. Baterie, foc! Dar ce e cu voi, băieți? Parcă erați la divizia 3-a. Fuserăm, domn general. Dar retragere, am nimerit aici. Și domn maior a crezut că ne-am fofilat de la luptă și ne trimite în față că zice că noi cunoaștem drumul. Și uite așa o luăm de la început. Dar să știți că asta e altă redută, deși toți vorbesc numai de una. E alta, sergent. Am aflat și noi, din păcate, prea târziu. Dar cu tine ce e, curcanule? Parcă ai ieșit din pământ. A fost îngropat un obuz, domn general. Am fost până la poarta raiului, domn general. Dar nu mai aveau locuri și atunci m-am întors. Bine, băieți! Ajungem de seară redută! Ajungem, domn general! Moralul e bun. Acum totul depinde de voi. Să nu lăsați spații libere. Să nu întrerupe sub niciun motiv atac. Astea-s trompete rusești. De data asta, generalul Crud ne-a regrăbit. Porniți și voi. Domnișoară, vă rog, nu vă expuneți. Domnișoară! Pene, Ciucă! Noi alții înainte, mă! Vedeți locul ăla acolo sus? Acolo puneți scările. Corniș, sună atacul! Corniș! Ciucă! Sună-mă atacul! Thank you.
șofer, înțeles?